Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Mă bucur că există un model, acum nu mai putem spune, no, domnule, așa ceva n-are cum să meargă. Nu, domnule, așa ceva merge. Ați simțit asta? Da, categoric, da. Există o divinitate, o putere, Dumnezeu lucrează pe mâinile noastre și ne ajută să, atunci când crezi. Vă mai rugați câteodată? Mă rog așa cum știu eu să mă rog. Și întrebarea pe care eu mi-am pus-o a fost, cum fac să fac 50.000 de dolari pe lună muncind 3 ore pe zi? În Anglia am fost nu de mult și în fiecare magazin simplu de la colțul străzii exista un raion special pentru vegan și vegetarian. Copiii la naștere, imediat după naștere, au nevoie de aceste trei necesități. Afecțiune, atenție și în special siguranță. Treceți la confiscări, treceți la interogatorii, treceți la judecată pe bază de probe și trimiteți-i pe toți în pușcărie odată, într-un concert. Sunt Conan Drăgoșan, o seară minunată. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știrea cea bună. Sunt Cornel Drăvășan, în această seară începem emisiunea cu o știre pe jumătate bună, pe jumătate extrem de tristă. Cel pe care îl aveți în imagine se numește Ravi Zacharias. De fapt s-a numit până în această dimineață unul dintre cei mai mari apologeți creștini ai secolului XIX, începutul secolului XX. Un lider extraordinar care mi-a revoluționat mintea, stând față în față cu mari adversari ai creștinismului. Azi dimineață a încetat din viață datorită unui sarcom, unui cancer care l-a terminat la 74 de ani. Oricum, cei care nu ați auzit de el până în acest moment merită să vă luați timp să studiați, să ascultați conferințele lui, să ascultați răspunsurile lui la întrebări care sunt absolut magistrale. Am urmărit deseori confruntările lui Ravi Zacharias cu mulți dintre agnosticii acestei vremuri, acestor vremuri. Am văzut cum a fost invitat la marile universități care deja au început să fie atee, deși au pornit pe baze creștine din lumea întreagă. A reușit să dea de fiecare dată răspunsuri la mari specialiști, însă alergarea lui s-a încheiat astăzi. Suntem în asentimentul familiei și a întregii creștinătăți care suferă pierderea unui mare lider astăzi. Pe de altă parte, vestea bună este că alergarea lui și chinurile unei boli ca și cancerul s-au sfârșit. Chiar vă recomand să vă uitați cel puțin la câteva prezentări ale lui Ravi Zacharias, un lider extraordinar. Dacă ar fi să ne întoarcem pe teritoriul românesc, începând de miercuri, adică de mâine, țigările mentolate vor dispărea din România. Aceasta este una dintre măsurile prevăzute de Directiva Europeană a Tutunului, transpusă și în legislația din România prin legea 201 din 2016. Nu sunt mare specialist, nici nu prea mă interesează ideea de țigări mentolate. Sunt un pic rău în seara asta, spunându-vă că mă bucur un pic că mai se ciupește din toată gama de țigări. Indiferent cât ar fi de mentolate sau nementolate, oricum fac foarte mult rău. Domnul Raed Arafat vine cu o precizare foarte importantă. Zice domnia sa așa: ce vreau să subliniez e că dacă iei vecinul cu tine sau dacă iei pe cineva cu care nu stai de regulă în același loc, în apartament, în casă, în mașină, trebuie purtată mască. Asta întotdeauna să fie înțeles. Și în mașină trebuie purtată masca dacă persoanele din mașină nu sunt întotdeauna împreună și chiar lăsate geamurile un pic deschise pentru aerisire. Este un lucru care este bine să se obișnuiască cu el lumea. Dacă în mașină sunt pasageri care nu stau împreună de regulă, este un sfat perfect valabil și pentru călătoria cu taxi, a punctat domnul Arafat. Deci dacă ai familia cu tine, nu este nevoie neapărat să pui mască. Dar dacă ai pe cineva străin din afara familiei, este bine să pui mască. Într-o altă ordine de idei, cercetătorii de la Universitatea din Kentucky
vor să ducă lucrurile cu un pas mai departe, dezvoltând măști care nu numai că blochează virusul din a intra în corp prin gură sau nas, ci îl ucid complet. Echipa condusă de Dibakar Bhattacharya, dacă am zis bine, Bhattacharya, profesor de inginerie chimică și director al Centrului de Științe al Membranelor al Universității din Kentucky, intenționează să încorporeze enzime care se atașează de vârfurile formate din proteine de pe suprafața coronavirusului, dezactivând astfel virusul. Imaginați-vă cam cât ar costa o astfel de mască. Cine știe, poate că până când ajunge și la noi, mai durează. Dar interesantă inițiativa. Iată o metodă de a lupta cu virusul care nu se rezumă doar la vaccin, ci la o mască și virusul moare. Sunt vești bune de la mare. Mai mult de 100 de hoteluri din stațiunile de la Marea Neagră, reprezentând un sfert din capacitatea de cazare a litoralului, s-au deschis sau urmează să se deschidă și așteaptă turiști începând cu 1 iunie, când se vor deschide și terasele, anunță organizația patronală Mamaia Constanța. Tot atunci se redeschid și terasele pe litoral, dar restaurantele ar putea fi deschise abia pe 15 iunie. Imaginea pe care ați văzut-o a fost de la 1 mai, de la Mamaia. Iată ce pustietate de 1 mai, mai rar așa ceva, dar anul acesta, după cum știm, este un an deosebit. Această știre a fost furnizată de Hot News și o să vedem dacă într-adevăr se va deschide sezonul estival de la 1 iunie. Fiți cu ochii pe știri. Un preot din Statele Unite ale Americii i-a stropit pe credincioși cu apă sfințită dintr-un pistol de jucărie. Un preot romano-catolic din Detroit folosește pistolul cu apă pentru a păstra distanța socială în timp ce stropește credincioșii cu apă sfințită. Acesta s-a echipat corespunzător cu mască de protecție, vizieră și mănuși și a plecat prin oraș pentru a-i stropi pe credincioși cu apă sfințită printr-un pistol de jucărie. Decizia controversată și unică a fost luată cu gândul la oamenii care țineau la tradițiile de Paște. Astfel, el ar fi vrut să-i mulțumească pe toți să păstreze via tradiția sfințirii pachetelor de Paște în ciuda pandemiei. A fost surprins când pulveriza apă dintr-un pistol de copii către mașinile oamenilor, binecuvântând produsele acestora de Paște. Imaginile au devenit virale abia acum. Timothy Pelk, se numește preotul, a declarat că a fost îngrijorat de modul în care va reacționa Vaticanul la metoda sa inedită de a respecta recomandările epidemiologilor, dar și de a se revanșa față de oamenii care nu au putut participa la slujba de Paște din cauza situației dificile. El a declarat că până acum nu a primit nicio mustrare din partea nimănui. Da, foarte interesant. Mă gândeam să îl punem la Smile Moment, dar urmează rubrica Smile Moment. Ca de obicei, în fiecare seară, adăugăm așa o imagine de pe net să vedem cam care sunt lucrurile. Iată, vă rog, o imagine. Dacă știți cumva vreun supermarket care, în afară de măsura temperaturii, face și radiografii, vă rog să mă anunțați. Mersi. E o mare chestie cu temperatura asta. Am început unii să fabuleze că dacă ia temperatura, ți implantează deja chipul prin frunte, mai ales la aia cu frunțile late. Oameni buni, e pur și simplu un termometru pe care ți-l pune ca să vadă dacă n-ai febră 38, ca nu cumva să intri în magazin și să dai la alții un virus pe care l-ai, că e corona sau că e altul. Acum nu știu dacă e chiar așa de mare problema asta, dar românii, știți cum sunt, toate le tratează în glumă. Art Food este firma care ne asigură în fiecare zi mâncarea la A7 TV, cateringul colegilor noștri. Iată un platou realizat de Art Food, minunat, ovo lacto vegetarian, este superb, arată minunat și este foarte gustos. Așadar, dacă vreți să comandați ceva, o puteți face cu toată încrederea. Știrea cea mai bună a acestei serii este că împreună cu noi se află Florentina Gionea, terapeut relațional. Bună seara, Florentina, bine ai revenit cu noi. Bună seara și bine te-am găsit. Uite, m-am amuzat la știrile tale astăzi. Mă bucur foarte mult că ești cu noi și că ai avut curajul să vii în platou. Iată că avem o eră nouă în televiziune, mai vin invitații și în platou, nu numai prin Skype. Da, așa este. Am avut curaj să vin. Nu, de obicei eu nu am această frică de virus, adică consider că dacă o să mor, o să mor oricum. Asta nu înseamnă că nu mă protejez sau nu am grijă de cei din jur, dar intern nu am neapărat o frică. Mă bucur. Ultima dată când am avut emisiune, aveai niște informații atât de frumoase și atât de importante și nu se auzea foarte bine și mă durea sufletul când îmi dădeam seama că nu se aude la noi foarte bine.
internet mai face câte o problemă. Însă seara asta, iată că suntem împreună în direct, în studio și avem un subiect. Mamă, mamă, ce subiect! Foarte tare! Spune-l tu! Bărbați adevărați! Super! Bărbați adevărați! O să vorbim despre bărbați adevărați în seara asta, dar tu fiind un bărbat adevărat, a trebuit să mă întreb ce vrei să știi și din punctul meu de vedere. Da? Îți mulțumesc pentru compliment. Nu știu dacă sunt chiar adevărat, dar încerc. Cel puțin mă străduiesc. Avem o emisiune importantă, doamnelor și domnilor, de aceea vă rugăm să o distribuiți prietenilor dumneavoastră, pentru că ceea ce se spune în seara asta este foarte important. Să vedem din perspectiva unui specialist ce înseamnă un bărbat adevărat. Așadar, Florentina, prima întrebare, una foarte grea, începem direct. Suntem într-o lume în care genurile tind să se amestece. Unii zic că nu știu ce sunt, dacă sunt bărbați sau dacă sunt femei. Alții știu că sunt bărbați, alții știu că sunt, altele știu că sunt femei. Dar explică-ne tu, din perspectiva ta, ai studiat, ai sute de ore, mii de ore de studiu, pe cazuri, pe consiliere și așa mai departe. Putem recunoaște masculinitatea, feminitatea în organismul nostru sau sunt oameni care sunt în confuzie, nu știu ce sunt și lucrurile astea deja ne dau bătăi de cap? Noi, ca ființe umane, avem și parte feminină și parte masculină. În funcție de cum suntem născuți, bărbații au mai multă cantitate de masculinitate și femeile au mai multă cantitate de feminitate. Da? Deci proporția când te naști femeie de energie feminină este mai mare decât proporția de masculinitate la femeie. Și la bărbat este invers. Susțin că ar trebui să urmăm această proporție, să înțeleg. Eu susțin că fiecare ar trebui să înțeleagă cine este cu adevărat și ce vrea să exprime. Acum, datorită unor modificări care s-au făcut din punct de vedere al asumării tipurilor de masculinitate și feminitate, fiecare consideră că are dreptul să aleagă în ce direcție să meargă. Doar că asta vine cu niște costuri pentru fiecare în parte. De exemplu, dacă ești femeie și operezi mai mult din energie masculină, atunci costul tău este emoțional și, evident, este un cost relațional. Pentru că o femeie care este puternic masculină va atrage în viața ei un bărbat care este efeminat. Și va spune, ce pămpălău ăsta, fac ce vreau din el sau nu sunt mulțumită că nu-i suficient de bun. Dar ea l-a atras pentru că întotdeauna în univers există un echilibru. Și există plus și minus. Și dacă tu ești ca femeie pe plus și el este pe minus, adică pe feminin, asta, să nu asociem minus, energia feminină cu negativul sau minus. Vorbim doar de plus și minus. Vei atrage un bărbat care spui, dar nu e suficient de puternic. Asta pentru că tu ai preluat rolul de masculinitate. Și același lucru se întâmplă și la bărbați. Dacă bărbatul vede de femeia mai puternică din punct de vedere al energiei și al forței ei, el se adaptează după ea, că așa este el construit. Și adaptându-se după ea, practic, dacă este puternic masculin, el se adaptează și ia locul femeii în casă. Am înțeles. Cu privire la cei care încă nu știu ce sunt, dacă sunt bărbați, dacă sunt femei și au dificultăți, cum asta este un subiect foarte delicat, foarte să știi. Delicat. Pentru că în momentul în care există confuzia cine ești sau nu ești mulțumit cu genul pe care îl ai, cu care te-ai născut, atunci trebuie făcute niște cercetări în copilăria ta și observat dacă acolo există niște traume care te-au determinat să nu accepți modul în care te-ai născut. Dacă aceste traume sunt identificate și vindecate, după ce ești complet vindecat, atunci poți să decizi și să zici dacă mai vrei să fii altceva decât ce ești tu. Poți să ai această decizie fără niciun fel de problemă, dar după ce ai făcut procesul complet de vindecare. Foarte tare ideea aceasta ta. Uite, îți spun o chestiune. Astăzi am predat la studenții ceva și le-am spus de diseară, o am pe Florentina, este terapeut. Vrea și cineva dintre voi să-i pună o întrebare. Și una dintre studente a avut curajul și a înregistrat un mesaj și vreau să-l privim acum, să începem cu mesajul ei.
numesc Opreana Maria, Științele Comunicării, anul 1, și aș avea două întrebări pentru invitata dumneavoastră. Prima întrebare, ce-l face pe un bărbat să fie un bărbat adevărat? Și cea de-a doua, cum îl putem convinge pe un bărbat care se consideră simplu că este un bărbat adevărat? Vă mulțumesc! Wow, bune întrebări! Foarte bune! Aș vrea să-i cunosc pe studenții tăi! Așa? Hai să le luăm pe rând. Prima întrebare era cum identifici că un bărbat este adevărat. Bărbatul trebuie să aibă o formă de maturizare. Femeile, de fapt, caută în bărbat acea energie puternic masculină, pe care el ar trebui să o dezvolte cumva. În general, bărbații care au energie puternic masculină este și datorită faptului că au avut roluri modele în familie, de la tată sau de la unchi sau de la bunic. Și atunci ei au transmis mai departe această energie masculină, această forță de bărbat, iar el a preluat-o și o dezvoltă mai departe. Însă bărbații care au un model de tată care este mai slab din fire sau tatăl a lipsit complet și copilul a fost crescut doar de mamă singură, atunci acestui bărbat îi lipsește acea forță și putere pe care femeia o caută. Și am înțeles foarte bine ce spune studenta ta, pentru că femeia când se uită la un bărbat, ea vede în el. Și femeile se uită, cumva scanează, să vadă dacă într-adevăr bărbatul respectiv posedă acel tip de forță masculină. Și a doua întrebare, dacă el zice că e un bărbat simplu, cum poate să fie convins că este un bărbat adevărat? Femeile au o capacitate specială de a vedea potențialul bărbatului. O femeie poate să vadă într-un bărbat ce el nu poate să vadă la nivelul cel mai înalt. Evident că nu toate femeile te pot vedea, însă sunt anumite femei care te văd și te înțeleg și îți văd potențialul. Și atunci, prin natura ei, femeia vrea să aducă acest potențial în planul fizic. Și, în primul rând, nu trebuie să-l convingi. Pentru că, practic, tu încerci să-i schimbi o convingere limitativă de care el ține cu dinții. Și dacă femeia îi spune, tu ești minunat, ești extraordinar, faci toate lucrurile astea și spune, nu, nu e adevărat, nu vreau să știu, este datorită faptului că el se blochează și poate ea nu este femeia care poate să traducă, să facă transformarea în el. De exemplu, sunt femei care sunt în relații și bărbatul respectiv nu vrea nimic cu femeia respectivă. Se despart, imediat el întâlnește altă femeie și cu acea femeie vrea orice. Se căsătorește. Exact. După ce îi spune primea că el nu se va căsători, că nu are planuri, că nu știu ce. Exact. Și acea prima nebunește. Cum? Mie mi-ai zis toate astea și cu mine nu vrei și cu cealaltă vrei. Asta pentru că el a decis că femeia cu care se căsătorește este femeia pentru care el vrea să se transforme. Pentru prima femeie nu voia să se transforme. Începem emisiunea foarte adânc deja. Am intrat în problematica aceasta sensibilă. M-ai provocat. Știi că există proverbul acela românesc, lupul schimbă părul, dar năravul ba. Nu sunt de acord. Întrebarea este, bărbații se pot schimba? Nu, bărbații nu se pot schimba. Bărbații doar se pot transforma pentru femeia pe care o vor. Mamă, ce chestie e asta. Da. Deci, un bărbat nu se va schimba și nu se va transforma pentru o femeie pe care ori nu o iubește suficient de mult, ori nu simte că este acea femeie pentru care vrea să facă transformări. Și ce deosebire între schimbare și transformare? E, aici e o diferență foarte mare. Schimbarea este când eu nu te accept pe tine cum ești și vreau să te schimb și asta înseamnă că eu te neg ca persoană și vreau să te schimb. La un moment dat m-am întâlnit cu un cuplu și el era îmbrăcat așa foarte elegant, cu o șapcă pe cap și eu l-am văzut că era foarte mândru de ținuta lui și spun, ce frumos te-ai îmbrăcat, stă foarte bine. La care doamna în stare așa imediat și spune, eu am zis să nu se îmbrace cu asta, că este oribil, am zis așa altceva, dar nu m-a ascultat. La care îi zic, da, mi se pare foarte fain, îmi place bascheta, îmi place și culoarea ei, chiar stă bine cum te-ai îmbrăcat. Și la început, vezi, m-am îmbrăcat bine. Nu e așa? Și a început din nou să caute mai mult validarea mea și faptul că am recunoscut ceva ce el a făcut. Bun, pentru el. Și atunci, în momentul în care o femeie încearcă să schimbe un bărbat, poate să facă de la aceste gesturi mici până la lucruri mai mari, în a impune să facă anumite lucruri. Asta înseamnă să-l schimbi, să-l negi și să nu-l accepți. Și cum se transformă un bărbat?
Un bărbat se transformă în primul rând cu iubire. Când tu îi ceri ceva unui bărbat, orice îi cere, tu ca femeie cumva ar trebui să-i pui la dispoziție un anumit tip de energie, susținere, încurajare ca el să facă lucrul respectiv și să-și dorească să facă acea schimbare, să poți să trezești mereu în el acea voință de a transforma ceva, de a face ceva pentru tine să fii fericită. Și în momentul în care înțelegi acest principiu și lucrezi pe acest principiu, relația este cum o ai și partenerul este cum îl educi, pentru că tu îi explici partenerului în mod constant cum vrei să fie relația și el la rândul lui este receptiv și aduce înapoi. Dacă există o direcție total diferită în care ea vrea să facă multe și el nu vrea nimic, acolo fie este un model parental luat greșit de la părinți și se perpetuează mai departe și a trebuit făcut ceva să fie schimbat, fie nu este femeia cu care el vrea să fie pe termen lung. Deci nu prin impunere, nu prin șantaj, ci prin iubire. Doar este singura cale pentru a transforma pe cineva. Da. Wow! Asta este foarte important. Pentru că unele cred că pot să-l învârtă după deget, prin manipulare, prin alte metode, dar tu spui, numai prin iubire se poate transforma un bărbat. Poți manipula un bărbat, dar asta înseamnă că ai o popușă, nu ai iubirea unui bărbat. Și când ai iubirea unui bărbat, este diferit când ai de modul în care ai iubirea unui bărbat care este manipulat și controlat. Una este să vină super fericit acasă și abia așteaptă să-ți aducă flori, și alta este să se gândească, ah, iar mă duc acasă, iar mă ceartă că mi-am pus cămașa verde în loc de aia care mi-a spus ea cu floricele. Da. Practic, emisiunea noastră este și despre bărbați, dar și despre femei. Am înțeles. Nu putem unii fără alții. Am înțeles. Florentina, vreau să abordăm în emisiunea asta, avem timp, da? Abordăm câteva aspecte esențiale ale vieții. Și tu ni le spui detașată de cazurile noastre personale, ca la carte. Cum ar trebui să se facă și de ce? Uh-huh. Pentru că noi fiecare avem un bagaj, fiecare dintre noi avem o experiență de viață și uneori credem că adevărul este de partea noastră, dar adevărul este de partea lui și tu ni-l dezvălui în ocazia aceasta. În ultimii ani am observat o tendință exagerată a bărbaților de a se îngriji. Uh-huh. Acum, anumite firme din România, dacă ți aduci aminte, dacă vorbim la domeniul publicitar, au încercat să readucă bărbatul în starea inițială, cu barbă, cu mușchi, cu mâini mai murdare, cu nu știu ce. Știi despre ce firme vorbesc, nu le dăm numele acum. Da? Se pare că este nevoie de o revenire la bărbatul acela, cap de familie, puternic, care știe ce vrea. Dar, pe de altă parte, sunt din ce în ce mai mulți bărbați care petrec foarte mult timp la coafor, petrec foarte mult timp la epilat, la tot felul de discipline, până la ieri feminine. Cum vezi această problemă, această transformare a bărbatului, această efeminare și dacă este bună pentru viitor, pentru prezent și cum ar trebui să arate un bărbat adevărat? Aici trebuie să ne uităm foarte mult la trenduri. Cine dă trendurile în materie de modă, actorii? În primul rând? Nu sunt actorii. Sunt fashion designerii. Așa. Care au alte orientări. Am înțeles. Și atunci, practic, niște persoane care au ales pentru ele personal să dezvolte ceva, că orientarea ta este o alegere personală, nu are legătură cu alte persoane. Da? Și atunci au ales cumva să dea tonul pentru trenduri întregi. Eu nu judec aici, nu acuz pe nimeni, fiecare este liber să facă ce vrea, doar spun și observ de sus cum se vede acest trending. Cum se vede? S-a transmis foarte mult această zonă de energie feminină care se traduce prin îngrijire corporală foarte mare. Epilat excesiv, pensat sprâncene. E ok să presezi sprâncenele ca bărbat, dar fără într-o formă masculină, nu într-o formă feminină. Pentru că în momentul în care tu ca bărbat începi să adopți pantalonii cei mai mulați, să-ți prezinți fundul în acei pantaloni pe stradă, nu mai este nimic masculin în asta și femeile nu vor mai fi atrase de tine. Și atunci dacă pe tine te vede mai feminin și ea este mai masculină, tu vei fi atras de ea, că ești atras de femei și îți plac femeile. Nu este ceva ce tu nu-ți dorești.
Și atunci femeia te vede, vede că poți foarte, foarte ușor fi, poți fi manipulat și influențabil. Și atunci, practic, devii cumva manechinul ei, în loc să fii bărbatul în casă, cel care are puterea și curajul să-i conducă energia. Și când spun să-i conducă, bărbatul trebuie să fie un fel de lider în casă. Când spunem lider, nu spunem șef sau boss sau manipulator, ci spunem cel care poate să coordoneze familia către exterior. Femeia este cea care coordonează familia în interior. Iar dacă femeia nu vede acea fermitate în bărbat, nu vede asumarea. Știi că am mai făcut noi o emisiune în care am vorbit despre virtuțile masculine. Dacă femeia nu vede acea fermitate în bărbat, nu vede asumarea, nu vede direcția, nu vede claritatea, fie se va plictisi și va pleca în altă relație, fie va înșela, fie îl va ține acasă ca să aibă un prost și să nu rămână singură. Mamă, ce cuvinte! Cam pare asta rău, e situația. Da? Deci ideea este că în funcție de ce fel de bărbat ești, atragi opusul tău. Dacă ești un bărbat ferm, puternic, poți să atragi o femeie sensibilă. Dacă ești un papălapte, atragi una mai puternică să te pună pe roate. Nu? Femeile testează foarte mult bărbații. Testează? Îi testează. Mamă, asta nu-mi place deloc. Cum vine asta? Dar și bărbații testează femeile. Absolut. Dar acum hai să vorbim de bărbați. Femeia te testează dacă ești ferm, dacă ești asumat. Hai să luăm un exemplu din trecut, ca să ne înțelegem mai bine ce înseamnă fermitate. Când venea războiul și bărbatul trebuia să se ducă la război, putea să tânguiască femeia toată curtea, că el știa că dacă el trebuie să se ducă la război, se va duce la război, pentru că asta trebuie să facă, asta e misiunea lui de bărbat. Același lucru se întâmplă în zilele noastre, când bărbatul trebuie să se ducă, nu știu, la o ședință de muncă sau trebuie să facă ceva care să fie în misiunea lui și trebuie să facă pentru că ea lui este dată și femeia se opune și spune, tu nu faci asta, ce-ți trebuie prostiile astea? Și atunci bărbatul este testat. Dacă el cedează și nu se duce în misiunea lui, practic femeia din momentul ăla știe că poate să-l manipuleze. Pe de partea cealaltă, dacă bărbatul înșală și femeia îl prinde și nu face nimic să seteze corect regulile și granițele relației și el vede că poate să facă asta și a doua oară și a treia oară, va continua să o facă. Uite, ai deschis o rană aici, ai deschis un subiect foarte, foarte delicat și vreau să avansăm pe el, pentru că este foarte important. Cât de adevărat este bărbatul care înșală? Asta este întrebarea. Și de ce pun întrebarea asta? Pentru că în cercurile masculine, în general, între bărbații necăsătoriți, există anumite performanțe în a se lăuda cu numărul de fete care... Uh-huh. Dar în momentul în care există un legământ, există o căsătorie, doar cei mai buni prieteni își permit să-și povestească și să se laude care mai de care, cum înșală fără să știe soția. Cât de adevărat este bărbatul care înșală? Pentru că poziția bărbatului, deja de la Revoluția Sexuală în 60 din America, este acel puternic cu lasou, cu țigara în gură, care pleacă și care cucerește orice femeie și până la urmă tot la nevastă s-a se întoarce. Cum este din punct de vedere social, psihologic și cum vrei să o iei, spiritual, această chestiune? Tu ai văzut povestea lui Harapalp sau ai citit cartea? Am citit. Ok. Care este ultimul lucru pe care trebuie să-l facă Harapalp ca să treacă testul să devină împărat? Adu-mi aminte. Trebuie să recunoască care este femeia adevărată și care este femeia falsă. Uh-huh. El se trebuie să căsătorească cu fiica regelui ca să-i dea ambele împărății. Și el trebuie să aleagă, are un paloș și cu paloșul respectiv trebuie să taie una dintre imagini care erau identice și dacă o tăia pe aia falsă, deja prințesa respectivă murea, dacă o tăia pe aia adevărată murea, dacă o tăia pe aia falsă, exact. Rămâne adevărată. Exact. Bun. Asta este una dintre cele mai puternice povești inițiatice la care eu am fost trimisă de curând, pentru că o știam din copilărie, dar acum m-am uitat la ea un pic diferit. Și, practic, femeia este testul suprem al bărbatului. Să-ți recunoști femeia adevărată. În momentul în care îți recunoști femeia care ți este trimisă de Dumnezeu și este ce ți se cuvine ție de drept divin,
În momentul acela, tu vei ști că acea este și asta înseamnă cumva că nu îți asumi cine ești cu adevărat. Eu cred foarte mult în relația divină, adică în relația care este dată de Dumnezeu. Și în momentul în care tu ceri și ca bărbat și ca femeie să creezi o astfel de relație, evident că este mai provocator decât dacă pur și simplu ai găsit pe cineva și ai fi în relație. Însă în momentul în care tu înșeli și înșeli în mod repetat, înseamnă că din punct de vedere al energiei și al forței tale, fie femeia cu care ești nu are suficientă forță să te motiveze și să fie perechea ta cu adevărat, fie există niște rupturi în interiorul tău legate de suflet, minte, dorință și nu poți să găsești o conexiune în divinitate în așa fel încât să te conectezi cu acea sursă și să te umple. Deci niciodată, în niciun caz. Eu nu pot să spun niciodată, în niciun caz. Eu spun care este varianta cea mai sănătoasă pentru cuplu. Și aici hai să rămânem pe subiect, că ai vrut să intrăm în el și hai să intrăm mai adânc puțin. În primul rând, în momentul în care bărbatul înșală, el fură din comorile cuplului. Fură din bogăția cuplului și practic le duce în altă parte. Evident că sunt și femei care înșală, că până la urmă lumii bărbații înșală cu femei, nu înșală singuri. Dar acum suntem pe subiectul masculinitate. Și atunci, în momentul în care un bărbat înșală, el sparge acea formă a cercului, acea formă de divinitate, de uniune pe care a săvârșit-o prin căsătorie și practic începe să scurgă de acolo și să ducă în alte părți. Și deși nu este atent la ce se întâmplă cu el, practic ceea ce creează el este minciună, furt și înșelătorie față de persoana cu care este. O să spui, da, dar nu e adevărat că toată lumea face asta? Da, și dacă toată lumea face asta, nu înseamnă că trebuie să fie sănătos. Da, așa zic, așa se zice. Exact. Nu o să spui tu, în sensul că mă gândeam la cei care ne urmăresc, mai ales bărbați, că cred că se uită foarte mulți acum. Eu nu am acces să văd câte persoane se uită în momentul ăsta. Dar cred că sunt foarte mulți bărbați care urmăresc emisiunea asta acum. Și în momentul în care nu ești 100% asumat, tu nu poți să creezi o relație care să dureze și care să aducă înapoi satisfacție. Și asta e o problemă, pentru că tu începi să iei din bogățiile familiei și să le duci din altă parte doar pentru că nu poți să-ți stăpânești tu plăcerile fizice. Nu ai găsit nicio metodă care să te ajute să faci asta. Și ne ducem un pic mai profund, ne ducem la tații de fete. Bărbații care înșală în mod repetat, ei predau acest model fiicelor lor, pentru că la nivel subtil noi citim. Iar un tată care este infidel în mod constant, copilul citește în mod constant în ceea ce este el, în ființa lui, că tata este infidel. Și atunci copilul, fetița respectivă, spune, aha, așa trebuie să se comporte un bărbat. Când o să mă fac mare, eu un astfel de bărbat trebuie să găsesc. Și atunci ea începe... Repete experiența. Da. Și atunci ea începe să iasă la întâlniri. Și crede-mă, aud în fiecare zi aceeași poveste. Tata era infidel, tata era indisponibil emoțional, deși ne aducea bani în casă, nu se juca cu noi sau nu aveam afecțiune emoțională de la el. Și toate lucrurile astea dor, pentru că sunt femei extraordinar de frumoase, de bine puse la punct din toate punctele de vedere, și carieră, și sănătate, și tot ce vrei, care suferă enorm pentru că întâlnesc bărbați care sunt indisponibili emoțional sau care își înșală în mod constant și care nu sunt în stare să-și asume o relație. Și atunci dacă ai fetițe, sau și evident că îi dai modelul și băiatului, dar pe fete le impactează mult mai tare acest lucru. Mult. Ce trebuie să facă o femeie care se simte amenințată de această problemă? Are deja o nesiguranță în cazul bărbatului? Sau care sunt, prima dată, principalele semne care trădează nesiguranța? O femeie simte, pentru că ei i-a dat Dumnezeu intuiția. Și cu intuiția nu te pui. Adică poți să fii cel mai tare bărbat de pe pământ. Ok, dacă ai tu intuiție, folosești-o, că și bărbații au, doar că trebuie să o folosească mai mult. Dar în momentul în care femeia a intuit ceva, este pentru că în subtil, cumva, gândul lui a plecat la altă femeie sau o parte din el a plecat și nu mai este total prezent în relație.
Și atunci femeia începe să nege aceste semnale pentru că ea spune nu, el mă iubește, n-ar putea să facă niciodată așa ceva. Pe de altă parte, bărbatul are cumva un stil de a spune că nu, eu pot să fiu și cu altcineva și să te iubești și pe tine în același timp. Dar asta iar înseamnă o ruptură, o distanțare față de cine ești tu. Și atunci când vezi, încep să vezi semnele, pentru că femeile se prind imediat. Femeile încep să le nege, spună nu e adevărat, nu se poate. Și dacă n-ați făcut asta în relație, vă recomand să stați la masă și să discutați și în primul rând trebuie să discuți cu tine ca femeie și să spui în felul următor, accept să fiu înșelată sau nu? Adică sunt foarte multe femei care acceptă să fie înșelate doar pentru că nu rămână singure sau acceptă să fie înșelate pentru că nu au altă sursă de venit sau unde să stea sau acceptă că au copii și că trebuie să stea pentru copii, să aibă copiii tată. Și atunci când femeia decide pentru ea că acceptă, ea începe să se facă că nu vede aceste semne. Pentru că ea le vede întotdeauna. Nu cumva începe să moară puțin atunci? Absolut, pentru că viața aceea de care îți povesteam, acea energie a cuplului care este dată de Dumnezeu și mai ales prin ritualul căsătoriei, ea începe ușor să se scurgă. Și bărbatul, în loc să ia energia pe care o dă femeia să o mulțească și să o aducă înapoi în casă și să fie din ce în ce mai abundenți și mai fericiți, el face ca fiul risipitor. O ia și o duce peste tot. Și atunci apar invidii, gelozii, neîncredere și relația începe să se strice. Stricându-se, copiii văd și înțeleg că așa trebuie să facă și ei când o să fie mari. Unii dezvoltă o frică și înțeleg că nu așa ar trebui să fie iubirea și o relație de cuplu și atunci neagă cu vehemență să formeze o relație pentru că vor ști că se va întâmpla ca acasă și nu vor să fie ca acasă, vor să fie bine. Și atunci încep să caute terapie sau să caute modalități prin care într-adevăr să creeze o relație armonioasă. Și în momentul în care femeia acceptă și nu are această discuție cu bărbatul, în primul rând trebuie să decide pentru ea, accept sau nu să fiu înșelată. Și dacă asta este un deal breaker, cum zicem în engleză, dacă asta este o variantă nenegociabilă pentru mine, el va trebui să știe că în momentul în care a înșelat, relația se încheie și eu merg mai departe și îmi văd de viața mea. Și când s-a întâmplat asta, într-adevăr să plece și să ducă mai departe. Știu bărbați care spun... A, eu îmi înșel partenera și știu că dacă o să mă prindă, o să mă ierte și știu și cum să fac ca să mă ierte. Da. Ce părere ai despre cuplul în care unul, să zicem bărbatul, că tot este el în centrul atenției acum seara, este nemulțumit. Poate pe bună dreptate sau poate pe mai puțin bună dreptate și ca răzbunare, într-un fel, în ghilimele, ca refugiu, caută în altă parte satisfacția, bucuria și împlinirea. Aici vorbim de două tipuri de bărbați. Vorbim de cei profesioniști, așa, care ei se simt bine că înșală și adică au nevoie. Adică scrocii, ca să o luăm pe aia dreaptă. Da, eu am zis profesioniști în ghilimele. Cei care ei asta fac, nu pot să trăiască fără asta, sunt cumva dependenți. Și vorbim de cei care caută susținerea unei femei și o caută în altă parte pentru că ea nu mai este acasă. Și atunci, după un episod de acesta de înșelat, dacă motivul înșelatului sau amanta a venit în această ecuație ca să arate ceva cuplului, că ceva nu funcționează, atunci se poate trece printr-un proces de iertare și cuplul se poate suda și uni din nou și trece la un alt nivel împreună. Există și această variantă. Însă, dacă acum cuplul se împacă, este totul extraordinar și peste 3 luni se întâmplă același lucru, deja nu mai este ok. Da, foarte, foarte adânci aceste gânduri, foarte complexe toate aceste lucruri pe care ni le spui. Spune, te rog, din activitatea ta profesională, ce ai putea să ne divulgi în seara asta? Poate niște lucruri ca spețe. Știu că există secret profesional, nu dăm nume, nu ne interesează nume, dar ca spețe, ce ai putea să ne spui pentru ca lucrurile să meargă bine în viețile noastre, în familiile noastre?
În primul rând, cred că bărbatul ar trebui să-și facă muncă interioară. Sunt foarte multe femei care lucrează foarte mult în zona de dezvoltare personală, fac terapie, fac tot felul de lucruri, merg la psiholog, merg la cursuri, fac tot ce ține de ele ca să creeze o relație împlinită. Și atunci bărbatul, care nu are neapărat ca scop crearea relației împlinite, ci are ca scop asigurarea protecției familiei și a oferi tot ce este nevoie în familie, el trebuie să se întrebe ce nivel de maturitate am eu acum, ce aș putea să fac ca bărbat să mă maturizez, pentru că problema de fapt vine din lipsa de maturizare. În momentul în care bărbatul este prea copil, este controlat de nevastă și face tot ce zice ea, pentru că așa zicea și mama. Când este adolescent, apare această fază cu înșelatul și înșelăm peste tot, pentru că suntem adolescenți și vrem să experimentăm. Dar toate aceste lucruri îl țin departe de puterea lui și de forța lui masculină, care de fapt stă în maturitate. Și atunci când bărbatul decide că vrea să se maturizeze, Dumnezeu îi trimite în cale oameni, situații, argumente și, nu știu, oportunități pe care să le ia, care să-l ajute în acel proces de maturizare. Pentru că doar un bărbat care este matur și asumat poate să creeze o relație de cuplu împlinită. Hai să vorbim despre aceste stadii ale dezvoltării bărbatului, încă de la copilărie până la maturitate, pentru că astăzi am observat în societate multe, multe cazuri în care bărbați care odinioară, la 20 de ani, de exemplu, aveau copii, deja erau responsabili, erau cu toate lucrurile în ordine, deja căsătoriți cu copii și mai departe, astăzi unii dintre ei nici la 35 de ani, nici la 40 de ani nu mai sunt și stau tot cu părinții și nici măcar nu plătesc întreținerea și stau poate la un computer până târziu, nu au responsabilitate, nu sunt asumați. Hai să vorbim despre bărbații maturi și asumați în această seară. Cum sunt acești oameni de la primele stadii ale vieții până la maturitate și bătrânețe, să zicem? Aici o să vorbim un pic despre vârsta kinestezică. Este un concept pe care l-am adus acum 2-3 ani, care este dincolo de maturitatea mentală și emoțională. Înseamnă, vârsta kinestezică înseamnă o modalitate a ta de dezvoltare per total a cine ești tu. Și o să vorbim strict pe zona de relații de cuplu. Acești bărbați de 35 de ani care încă locuiesc cu părinții sunt la vârsta kinestezică de maturitate, adică de copil. Asta înseamnă că ei nu au fost în stare să-și creeze o bază personală, n-au găsit formulele prin care să producă singuri bani și prin care să-și asigure o casă și un acoperiș deasupra capului. Pentru că în momentul în care mama și tata plătesc facturile, mama și tata fac lucruri în casă, pun mâncare pe masă, practic tu ești tot copilul lor și poți să ai 35 de ani, 40 de ani și 50 de ani. Oricum ești copilul lor până la moarte, dar măcar să vorbim ca nivel de maturitate. Am înțeles. Pentru că un bărbat matur este el cel care aduce părinților, nu mai cere de la părinți. Vine și spune: mamă, tată, mulțumesc că m-ați crescut până la vârsta asta, acum ai rândul meu să vă dau vouă. Și atunci, în momentul în care n-ai reușit să găsești niște formule ale tale până la vârsta asta, înseamnă că undeva sunt niște probleme de maturitate și de creștere. Și atunci, recomandarea mea ar fi, și pare puțin dură, este ca la 18 ani băiatul să se mute de acasă. La 18? 18, 19, fie odată cu facultatea, dar nu mai târziu de 22. Wow! Știu. Dar asta este părerea mea. Pentru că în momentul în care... Să-și plătească chiria singur, să muncească... Ok, să-l ajute părinții, să zicem, 3-6 luni, până se pune singur pe picioare, dar el trebuie să descifreze viața. Iar dacă el stă mereu de fusta lui mama și în spatele lui tata, nu o să descifreze niciodată viața. Și atunci femeile care vor veni către el vor fi și ele copile imature și nu se va crea nimic care să fie evolutiv, ca să zic așa. Și atunci dacă la 35 de ani mama și tata pune mâncare pe masă și tu nu contribui cu absolut nimic, înseamnă că tu îți dai puterea ta lor. Tu dai forța ta altor persoane. Și tu nu te bucuri de ce ai tu. Mai zi-mi o dată cu treaba asta, cu plecatul de acasă.
Deci eu consider, și este o părere personală, că băieții ar trebui să plece de acasă de la 18 ani, 19 ani, imediat ce au terminat liceul. Pentru că e foarte important pentru ei să găsească modalități prin care se dezvolte și să se maturizeze. Și ce mai recomand este să-și facă un plan al vieții și măcar un plan pe 5 ani. Adică să știu eu de acum în 5 ani ce am de făcut ca bărbat, ce vreau eu de la mine. Și în funcție de planul ăsta, ți se vor deschide oportunități ca tu să te duci în direcțiile respective. Bun, și cum să muncești? Ca student, ar trebui să faci o facultate serioasă dacă vrei să ai o slujbă peste ani de zile. Nu se mai aplică asta acum în vremurile noastre. Nu? Nu. Acum este internetul, poți să faci bani online fără să fie nevoie nici măcar să ai facultate. Cunosc cel puțin 5 milionari care n-au nici liceul. Important este ca tu să găsești modalitățile prin care tu să te dezvolți. Ok, facultatea îți dă o experiență, îți dă o diplomă, știi cum să te porți într-un anumit mod în societate. Însă, extra, tu trebuie tot timpul să ai niște experiențe care să te maturizeze. Și să nu fie niciodată rușine să muncești oriunde e nevoie ca tu să prinzi acea experiență. Da? Poți să fii student și să ai un job part-time sau să lucrezi în weekend. Asta nu te degrevează de faptul că poți să-ți faci banii tăi. Ce părere de părinții care zic, lasă domnule că o să aibă timp el să lucreze, cât putem noi, îl susținem și așa mai departe. Îmi place cum zâmbești. Lasă-mă să arăt. E un caz foarte cunoscut. Știu. Da? Dar este și cu privire la băieți și cu privire la fete. Este o defavoare foarte mare pe care o faci persoanei, pentru că practic dacă eu nu te las să muncești, ești copil. Și în momentul în care tu ca părinte îți vezi copilul care are 22 de ani, îl vezi copil de 5-6 ani, practic tu proiectezi pe el neputință. Iar el se va duce în viață, spune, păi, dar eu nu pot, că mama și tata mi-a spus că nu trebuie să muncesc, că îmi dau ei. Și atunci, cumva, îi ratezi, tu îi tai elanul. Tu nu-l lași să zboare ca părinte. Și dacă îi dai elan și zboară și nu-i place ce face? Ai dreptul oricând să schimbi. Sunt persoane care și-au schimbat profesia la 70 de ani. Sunt persoane care intră la facultate la 70 de ani. Noi trebuie să înțelegem, ca ființe umane, că noi avem alegerea oricând. Alegerea nu ne este luată niciodată. Tot timpul avem dreptul să alegem. Întrebarea este, ne asumăm alegerea pe care o facem sau nu? Da. Iată că nu-mi vine să cred că s-a dus în emisiune deja și am discutat despre câteva lucruri importante. Urmează probabil cea mai importantă parte a lucrurilor. Spune-ne cum să ajungă un bărbat să fie matur și asumat din punct de vedere al relației. Pentru că aici se întâmplă în felul următor. Dă cu piciorul la o relație, mai dă cu piciorul la o relație, mai dă cu piciorul la a treia relație, pentru că el poate. Și până la urmă ia ce mai rămâne. Gândindu-se, îmi pare rău pentru a doua cel puțin, îmi pare rău, dar acum asta e, n-avem ce să mai facem. Cum ar trebui un bărbat să vadă care sunt prioritățile din viața lui, care sunt alegerile potrivite din viața lui? Asta e foarte important în funcție de vârstă. De la 25 până la vreo 30 de ani, tu ar trebui să-ți construiești bunăstarea pentru după 30 de ani. Că practic ce muncești tu între 20 și 30, vei vedea roadele în următoarea decadă și atunci vei fi bine. Și aici pot să-ți spun un exemplu personal. Eu la 23 de ani mi-am deschis firmă și am început să lucrez pe cont propriu, fără să am nicio susținere, fără să devin din familie de antreprenori, fără să am vreun ban, doar singură pe picioarele proprii. Și atunci, construind, acum am altă stabilitate și alt nivel. Revenind la bărbat, în primul rând ar trebui, în funcție de vârsta pe care o are, să-și facă un plan pe 5 ani. Acel plan trebuie în primul rând să presupună zona financiară, pentru că un bărbat are un ceas biologic financiar, iar el trebuie să ajungă la o anumită stabilitate financiară ca să se simtă suficient de puternic să ofere protecție și locuință unei familii. Da, da, și bărbatul ăsta
trebuie să aibă și oportunități, că până la urmă și eu aș vrea să fiu milionar, dar... Nu te oprește nimeni. Da, asta este motivațional mai mult, însă real, greu să ajungi acolo. E mai mult așa, frumos, ca un vis. Dar Iisus când a venit pe pământ pentru el a fost ușor? Răspunde-mi. Nu a fost ușor, clar că nu a fost ușor. Păi vrem să fim, dar hai să fim... Asta e calea. Vrei, îți asumi. Nu vrei? Stai unde ești. Dacă îți e bine acolo, stai unde ești acolo. Dar întrebarea este, te macină, te cheamă dorința respectivă. Că cineva m-a întrebat că de ce femeie, toate femeile vor bărbați cu bani. Păi trebuie să vrea bărbat cu bani, pentru că ea va rămâne însărcinată. Cine dă copilului respectiv să mănânce și în loc să-și canalizeze energia... Statul, partidul de guvernământ. Nu cred. Prin legi care dau mămicilor... Tu știi cât costă să crești un copil în ziua de astăzi? Nu cred. Adică dă niște ajutor, dar nu e suficient. Și atunci bărbatul, ca să se maturizeze, trebuie să în primul rând, să-și găsească motivația. Uite, o să dau ceva din casă, nu aș fi vrut să spun asta, dar hai să spun. Ziua, dacă tot ai. Un bărbat are trei motivații mari în viață. De fapt, are patru. Care sunt trei normale și una mai specială. Prima motivație este vocația lui. În momentul în care un bărbat a găsit această motivație în vocație, el va izbuti în viața lui să facă tot ce își propune, pentru că acea vocație, acea misiune îl va trage mereu înainte. Foarte mulți bărbați nu știu ce vocație au. O altă motivație foarte puternică pentru un bărbat este femeia. Dacă el are o femeie bună, o femeie cu care este compatibil, o femeie pentru care ar muta munții din loc, atunci el va găsi acel drive în viață ca să creeze pentru ea un regat sau tot ce e mai frumos. A treia motivație, care este mai puțin sănătoasă, este un copil care este cumva neasumat sau nedorit. Asta înseamnă că el a fost pus în fața faptului împlinit că trebuie să se maturizeze, pentru că Dumnezeu a trimis un copil și a zis gata, până aici ne-am jucat cu jucăriile suficient, acum trebuie să înveți să fii bărbat și să fii tată și să faci lucrurile cum trebuie. Și mai este o motivație, aceea în divinitate, dar acea motivație în divinitate se aplică în general pe bărbatul care este arhetipul regelui. Arhetipul regelui ce înseamnă? Că este un fel de formă de energie masculină ancestrală care este binecuvântată direct de Dumnezeu. Și acest tip de bărbat este, în general, bărbatul care este fidel, cel care își vede de familie, care vrea să creeze o comunitate frumoasă în jurul lui, care știe că trebuie să facă ceva ca să contribuie la binele omenirii, fie că este la un nivel mai mic sau la un nivel mai mare. Iar el, având acea motivație internă, le are și pe toate celelalte. Are și femeia, are și misiunea, are și copilul. Doar că copilul nu-l mai are din obligație, ci îl are din binecuvântarea de a aduce un suflet al lui Dumnezeu pe pământ. Da, foarte frumos. Uite, trebuie să răspundem, îți întrerup discursul, să răspundem doamnei Viorica. Așa. Unde să se mute doamnă? Termină o facultate, un master, vorbește 5 limbi și nu găsește un serviciu. Vă întreb, despre ce vorbiți atunci? Dacă nu găsește un serviciu, înseamnă că trebuie să își facă afacerea lui. Eu, de exemplu, am fost angajată când eram tânără, de la 19 ani până la vreo 23, și la un moment dat nu mai găseam serviciu, nu m-a angajat nimeni. Am aplicat de la, nu știu, vânzătoare până la Google. Măi, și nu mă chema nimeni la interviu. M-a chemat o tipă la un moment dat să dau niște interviuri pe limba engleză și franceză și mi-a trimis un e-mail peste 3 zile să-mi zică că nu sunt suficient de calificată pentru asta. Și m-am enervat și am zis, ok, dacă nu găsesc un serviciu, îi las că-mi fac eu afacerea mea și o să angajez eu alți oameni care să lucreze pentru mine. Și asta m-am dus și am făcut. Ce vreau să-i spun doamnei este că noi creăm cu mintea ceea ce vrem. Noi creăm cu mintea ceea ce vrem. Dacă suntem închiși la minte, vom rămâne închiși la minte. Dacă suntem deschiși către oportunități, vom găsi oportunități. Și mai interesant de atât este faptul că cumva noi vrem să setăm bărbații ăștia să se angajeze, dar poate nu trebuie să se angajeze, poate trebuie să facă cu totul altceva. Iar dacă mama îi ține partea la vârsta asta, înseamnă că cumva nu îi dă voie să se maturizeze. Mama să-l lase. La un moment dat mi-a venit în cabinet, când făceam, acum lucrez doar online, dar când făceam cabinet acum câțiva ani, mi-a venit o doamnă
copilul meu nu se dezvoltă, cu o tipă care nu-mi place mie și nu e ok și așa mai departe. Și doamnă, dumneavoastră, țineți acest copil legat în lațuri. El nu poate să facă nimic, dumneavoastră îl controlați ca pe un copil de 5 ani. Și nu se poate ca dumneavoastră să controlați acțiunile unui bărbat de 22 de ani. Păi copilul meu, eu vă înțeleg că e copilul dumneavoastră, dar trebuie să-i dați voie să se maturizeze, pentru că noi avem un concept intern care se numește validare exterioară. Și dacă la copilul am un băiețel și întreb câți ani are băiețelul? A, păi 25 de ani. Se duce la fete de ceva vreme, nu cred că mai este băiețel. Sau am o fetiță, e extraordinară. Câți ani are fetița? 30 de ani. Deja din momentul ăla tu i-ai invalidat copilului puterea de a crește, iar copilul are nevoie de acest lucru la orice vârstă. Acum, eu nu știu cazul doamnei și nu știu ce se întâmplă acolo și nu pot să mă pronunț personal, însă, repet, cu mintea și cu acțiune și cu rugăciune poți să creezi absolut orice. Foarte, foarte importante aceste gânduri. Daniel, eu am 33 de ani și nu mi-am găsit încă persoana. Nu știu care persoană, Daniel, probabil că persoana, persoana potrivită. Persoana, femeia cu care vrea să fie, ok. Da. Așa. Ai să-i spui ceva? Da, în primul rând ar trebui să-și definească cum vrea să fie această persoană pe care vrea să o întâlnească. Și, cu pixul și cu hârtia? Da. Să pună acolo cât mai multe detalii care sunt importante pentru el. În general, pentru un bărbat este importantă loialitatea, este importantă susținerea, este importantă comunicarea și așa mai departe. Acum, în funcție de nivelul lui de maturitate și cercul de femei în care se învârte, și ar putea să se uite în cercul de femei în care se învârte, să se întrebe, este într-adevăr acest cerc de femei în care eu mă învârt femeia cu care ar trebui să fiu? Că dacă nu, trebuie să schimb cercul, trebuie să mă duc în altă parte, să cunosc alte tipuri de femei. Apoi trebuie să se uite un pic la fostele relații pe care le-a avut și să vadă dacă amprenta mamei în a alege femeia este încă puternică și să se uite un pic la relația cu mama lui. Pentru că în momentul în care se uită la relația cu mama lui, va înțelege ce fel de femeie atrage și dacă relația este una bună, va atrage o parteneră bună. Dacă relația cu mama nu este ok, atunci va trebui să lucreze această relație cu mama, să o vindece ca să poată să atragă o altfel de parteneră. Deci aici este o problemă. Ce fel de relație ar trebui să aibă bărbatul adevărat cu mama lui? În primul rând ar trebui să fie o relație detașată. Sunt foarte mulți băieți, bărbați, încă cu cordonul ombilical legat de mama. Asta pentru că mama își dorește încă să beneficieze de puterea, forța lui ca bărbat, energia cu care copilul vine. Și atunci el nu se poate desprinde pentru că ea tot timpul îl trage de acel cordon ombilical. Am văzut la un moment dat un video cu o animație pe tema asta, o să-l caut să ți-l arăt și ție pentru că este incredibil. Și atunci, practic, el dezvoltă o relație cu mama, chiar în subtil, fără să-și dea seama, și atunci nu îi se leagă nimic. Acum nu știu care este cazul lui, însă ar fi foarte bine să-și analizeze un pic care este gradul de maturizare. Dacă vreau să întâlnesc acea femeie, ce pot să-i ofer eu acelei femei? Care este stabilitatea, protecția pe care pot să-i o dau? Zice că părinții sunt morți. Ok, bun. Atunci să verifice care este gradul lui de maturizare, să vadă ce fel de femeie vrea și să se întrebe, pot eu să susțin o astfel de femeie și ce calități ar trebui să am ca bărbat ca să am o astfel de femeie lângă mine. Și atunci, dacă le are, super, atunci înseamnă că va apărea. Dacă nu le are, atunci să lucreze, să și le dezvolte și să fie cu acea femeie. Deci întotdeauna când, ca bărbat, vrei să fii femeie lângă tine, trebuie să te întrebi dacă tu, ca bărbat, corespunzi unui astfel de ideal pe care l-ai. Că dacă tu vrei o femeie să fie în toate felurile posibile, ți le imaginezi, ți le scrii acolo și tu ești pe nicăieri, nu o să dai de o astfel de femeie. O să dai, dar nu o să dureze relația. Pentru că știi cum e? Cere și ți se va da. Întotdeauna ce ceri, ți se dă. La un moment dat, mi-am amintit că aveam un client și zice, băi, am întâlnit o tipă super tare, era fix ca în rugăciunile mele. Și zic, ok, și ce s-a întâmplat cu ea? A, păi ne-am despărțit, că era prea pretențioasă sau avea standarde prea mari. Dacă vrei o femeie cu standarde, trebuie să și oferi de standardele respective, la fel și femeia. Dacă vrei un bărbat de un anumit nivel, trebuie să știi să te comporți cu un astfel de bărbat și să-i oferi la nivelul respectiv. Și există o reciprocitate. Chestia asta cu iubirea necondiționată există?
Există parte de iubire necondiționată, dar iubirea necondiționată poate fi mâncată de certuri și griji. Nu spun că există relație perfectă, pentru că nu există, ci există o relație care este mereu în evoluție. Și ca să ajungi la acea relație care este în evoluție, tu trebuie să ajungi la nivelul de bărbat matur. Și poate cei care ne urmesc acum se întreabă cum. E foarte bine, e bună întrebare. Cum fac? În momentul în care am pus întrebarea cum fac, eu o să încep să primesc răspunsuri. Vezi o emisiune de genul ăsta, mai îți apare un video pe internet, îți mai cade o carte în mână, te mai duci la un curs, mai auzi o informație și ușor, ușor încep să construiești către direcția pe care ți-o dorești. Uite, am ajuns la ultimul sfert de oră, 20 de minute din emisiune și vreau să deschidem o cutie a Pandorei în seara asta. Iar? Am intrat în anumite lucruri sensibile și mai intrăm în altele și mai sensibile. Cunosc bărbați care au zis, m-am îndrăgostit, m-am căsătorit, totul este în regulă, până când, odată cu nebunia aceasta, cu pandemia asta, au început să caute pe internet, în stânga, în dreapta. Știi că acum lucrurile pot începe cu un simplu SMS, cu un simplu Facebook. Nu trebuie să mergi peste mări și țări. Scrisoarea pierdută a lui Caragiale nu mai funcționează. Funcționează SMS-ul sau WhatsApp-ul, da? Și unii au mers în direcția pornografiei. Și au observat acolo că lucrurile sunt altfel decât le oferă soțiile lor. Mult mai pasionale, mult mai așa mai departe. Și s-a stricat toată acea, cum să o numesc, vrajă a căminului. Magie. Magia aceea frumoasă, echilibrată, datorită acestor evadări. Ce sfat ai avea pentru astfel de bărbați care și-au pierdut poate interesul pentru partener din cauza unor chestiuni virtuale care strică sufletul? Mm-hmm. În primul rând, acolo s-a instalat energia de perversitate. În momentul în care se instalează acea energie de perversitate, se strică magia despre care tu vorbeai mai devreme. Trebuie văzut cât de grav este acest comportament, dacă este la nivelul de adicție. Dacă este la nivelul de adicție, atunci trebuie mers la un psiholog sau la un terapeut și rezolvat acolo. Dacă nu este la nivelul de adicție și este doar o rătăcire de moment, atunci se poate avea o discuție cu partenera despre zona de intimitate, ce își dorește el, ce își dorește ea și cum pot să creeze împreună starea de iubire, pentru că starea de iubire nu are cum să existe în perversitate. Ori e perversitate, ori e iubire. Și atunci lucrurile se strică. Bărbații trebuie să înțeleagă că femeile nu sunt și nici nu au cum să fie ca acele femei din videourile pe care ei le utilizează. Și cred că Adrian Niculescu, știu că este un invitat permanent al tău. Nu e permanent, dar mai vine pe la vine pe la voi. Spunea la un moment dat că în momentul în care un bărbat se îndrăgostește de o femeie, el nu poate duce în acea zonă de perversitate, pentru că este femeia lui, este regina lui. Tu nu poți să-ți bagi joc de femeia ta de acasă, pentru că îți bagi joc de tine, de partea feminină din tine. Și atunci, cred că cel mai la îndemână ar fi zona de rugăciune. Eu cred foarte mult în puterea asta. Și apoi, poate chiar mers la un duhovnic, în funcție de religia fiecăruia, la pastor sau la preot, și cerut ajutor. Deci există o dependență, se poate instala o dependență. Absolut. Care strică familia. Și dacă ești un bărbat puternic, adevărat, cere ajutor. Nu te scalzi acolo și îți critici partenera că nu e la nivel la care tu te-ai aștepta. Sau... Astea sunt probabil sute de ani de studiu. Iată, Hollywood are peste 100 de ani deja. Acum nu știu exact de când a apărut nebunia asta, că nu m-am interesat, dar probabil că în ultimii 50 de ani tot a crescut, tot a apărut. Da, dar un bărbat de genul acesta, pune-l să trăiască în casă cu o femeie de aceea, va putea? Pentru că acele femei fac asta ca o meserie. Ele poate nici măcar nu sunt așa în intimitatea lor cu partenerii lor cu care sunt. Poate sunt cu totul altfel. Și atunci, practic, lor le este vândută o iluzie și o energie de perversitate. Iar aceea este într-adevăr o formă de corupere a sufletului, exact cum ai spus și tu.
Și dacă el nu vrea să meargă la duhovnic și la... Eu cred că și femeia are puterea să transforme lucrurile în casă. Cum? Și în primul rând prin rugăciune. Și cu rugăciune specifică. Doamne, fă tu tot ce este mai bun și ce este mai posibil. Trebuie să fie o rugăciune din suflet și făcută cu ardoare și pasiune. Dă-mi tu, Doamne, arată-mi tu care este de fapt problema și cum poți să o rezolvi. Dă-mi cele mai bune soluții și cele mai bune căi ca lucrul ăsta se întâmple. Și sunt absolut sigură că apare la un moment dat ceva, o opțiune. Și probabil că trebuie să se vadă și cauza de la care a pornit toată treaba asta. Exact, că... pentru că în momentul în care tu te rogi și spui, Doamne, arată-mi de unde a plecat, care este cauza, atunci îți arată cauza și dacă rezolvi cauza, se transformă și relația. Să știi că relațiile nu sunt un lucru foarte simplu. Pentru că întotdeauna presupune să lucrezi și să interacționezi cu emoțiile celorlalți, care nu întotdeauna depind de tine, ci depind în majoritate de celălalt. Da. Iată că am dezbătut câteva lucruri esențiale și am păstrat pe cel mai important, poate dintre toate, la sfârșit. Aș vrea să ne spui cum este bărbatul model. Cum arată un bărbat model? Un bărbat care se teme de Dumnezeu și are o relație împlinită și fericită. Un bărbat care... în secolul 21, în 2020, în pandemia asta, ar putea să fie un model pentru ceilalți. Nu mă pune să caut un model, că n-am să zic. Nu, mă refer la un portret pe care da, putem să facem putem să facem un schelet pe care fiecare bărbat să se modeleze, în sensul să-și aducă unicitatea lui pe această structură. În primul rând, e foarte important să fie asumat față de el însuși și să caute întotdeauna adevărul. În momentul în care caută adevărul și se conectează în divinitate și își pune credința în Dumnezeu, de acolo el începe să fie ghidat. Și din momentul ăla nu mai poate să fie manipulat. Sau dacă este manipulat, este foarte puțin, pentru că întotdeauna îi se arată când ceva este în neregulă. Apoi trebuie să-și dezvolte calitățile de protecție, pentru că el este cel care trebuie să protejeze familia și copiii, calitățile și virtuțile de asumare, fermitate, direcție, precizie, capacitatea de a face bani și de a întreține o familie. Toate lucrurile astea sunt lucruri pe care copiii le învață de la tată, le învață din prisma masculină. Și atunci când un bărbat își pune la punct, el trebuie să-și pună întâi la punct viața lui personală, viața financiară, pentru că dacă el nu se simte suficient de pregătit din punct de vedere financiar, nu poate să fie cu acea femeie pe care o vrea. Pentru că va ști că nu va putea oferi la nivelul la care ea vrea. Și aici nu vorbim de materialism, vorbim de cine cu ce vine în relație, pentru că femeia este cea care duce sarcina, naște copilul, strict din punct de vedere relațional, aia este treaba ei, să mențină relația armonioasă și să nască copilul și să-l crească. Din punct de vedere relațional, treaba bărbatului este să susțină, să iubească, să arată copiilor cum ar trebui să fie un model de tată. Și atunci, că spui că trebuie să aducă banii amândoi în casă, da, acolo este din punct de vedere profesional și intrăm cu totul în altă formă. Dar bărbații cei care sunt adevărați și asumați, nu o să tragă niciodată femeia de mână să-i spună tu de ce n-aduci bani în casă, ci va face tot ce trebuie, etic și sănătos, să susțină familia corect. Foarte interesant. Deci ești pe modelul clasic în care bărbatul trebuie să fie liderul familiei, în exterior cel puțin, și trebuie să își asume rolurile. Rolul de a aduce bani în casă, rolul de a sprijini, de a proteja. Acesta este bărbatul model. Din punct de vedere fizic, cum ar trebui să fie bărbatul model? Din punct de vedere fizic nu contează neapărat, pentru că el este bărbatul ideal pentru o femeie, nu pentru toate femeile. Și atunci, dacă, nu știu, să zicem că avem o tipă care este minionă la 1,50 m, nu o să-și dorească un tip de 2 metri, că e mai masculin, că va fi discrepanța extrem de mare. Poate își dorește un tip care are 1,60 m sau 1,70 m. Deci, din punct de vedere fizic, nu are importanță, dar dacă tu ai aceste virtuți foarte bine stăpânite în tine, femeia va veni singură în jurul tău pentru că te va simți.
Am văzut la un moment dat bărbați care nu erau nici cei mai înalți, nici cei mai frumoși, nici cei mai wow, dar care întotdeauna aveau lângă ei o femeie extraordinară. Asta datorită faptului că ei în interior și-au dezvoltat așa de bine capacitățile masculine, încât femeia respectivă l-a simțit și a zis ok, nu mă interesează cum arată fizic, pentru că eu știu că el oferă ce este nevoie. E adevărat că femeia se gândește, bărbatul trebuie să fie un pic mai frumos decât satana, că în rest totul e ok? Nu. Nu, asta este o... Oricum, satana e frumos, știi că am auzit că e frumos, da. Dar nu știu dacă e frumos. Sunt părinți bisericești care spun că satana era un înger de lumină, de fapt și Biblia spune că a fost un înger frumos, care acum s-a pervertit, dar asta e. Știi proverbul românesc care zice femeia, domnule, bărbatul trebuie să fie un pic mai frumos decât ăla, cu coarne și în rest. Eu aici înțelegeam că n-ar trebui să fie foarte frumos, ar trebui să fie un bărbat. Ideea este că frumusețea fizică, dacă vorbim strict de frumusețea fizică, este mai mult pentru femei. Pentru că bărbatul, nu o să vedem niciodată o femeie care sună, vai cât de frumos e și o să le admire frumusețea la nesfârșit, să se încarce cu acea frumusețe. Pe când invers, bărbatul se încarcă cu frumusețea femeii și cu cât ea este mai frumoasă și mai strălucitoare, cu atât el devine mai fericit. Și vrei să spui că nu-ți place George Clooney? Nu. Nu? Nu. Mamă. Puține femei am întâlnit care o să ne placă George Clooney. Fiecare cu gusturile lui. Nici Brad Pitt. Nici. Sunt, din punctul meu de vedere, Clooney ok, e pe mai masculin, Brad Pitt mi se pare deja mult prea feminin pentru mine. Pentru mine, nu știu, pentru alte femei. Am înțeles, am înțeles. Florentina, vrei să ne faci o concluzie în seara asta? Pentru că am petrecut, iată, o oră și 10 minute împreună cu tine, o oră și 12 minute. Wow. Spune-ne despre bărbații adevărați. Cum ar trebui să fie, ce să facem să schimbăm, să transformăm, nu să schimbăm, am înțeles ideea între schimbare și transformare, să transformăm lucrurile în așa fel încât să fim bărbați adevărați. Bărbații trebuie să înțeleagă că femeile au luat o undă ascendentă de evoluție foarte puternică. Și e foarte important ca ei să echilibreze și să vină cu partea lor de muncă și evoluție. Pentru că energia masculină este foarte importantă în societate și femeile își doresc bărbați puternici, își doresc bărbați asumați, femeile își doresc să aibă lângă ele un bărbat care să aibă capacitatea să-i conducă energia și în același timp să aibă curaj să se abandoneze în brațele lui și să se simtă acolo în siguranță. Dar dacă tu ca bărbat, nu știu, te urci în mașină și GPS-ul tău îți arată 15 direcții și tu te duci în toate direcțiile, femeia nu o să se simtă niciodată în siguranță lângă tine și atunci va pleca și se va duce în altă parte unde se va simți în siguranță. Acum, ca și o concluzie, în primul rând trebuie să vezi la ce nivel ești ca bărbat. Dacă am 40 de ani și sunt copil, recunoaște că ai 40 de ani și ești copil, pentru că doar prin acceptarea realității poți să îți dai voie să te maturizezi. După care trebuie să te întrebi care sunt acțiunile concrete pe care trebuie să le fac ca să mă maturizez și următoarea etapă este adolescența. Căutarea, experimentarea, să-mi dau seama cine sunt, ce vreau și așa mai departe. Dacă ești la nivelul de adolescență, întreabă-te cum poți să ajung să fiu un bărbat matur și cum mi-ar plăcea să fiu eu într-un an, 2, 3 sau 5. E foarte important să-ți faci un plan al vieții pe anumite domenii, pe relație, pe carieră, pe viață socială, pe familie. Nu trebuie să știi punct cu punct ce se va întâmpla acolo, dar trebuie să știi cam în ce direcție vrei să mergi. De exemplu, eu mi-am făcut pe carieră un plan pe 15 ani și practic cumva în fiecare an mi-am spus ce vreau să se întâmple în respectiva direcție și de când l-am făcut, așa se întâmplă. Și în fiecare an ce mi-am pus acolo se întâmplă. Acum o să spuneți, dar ce îmi fac planuri? Eu nu știu ce se întâmplă mâine și îmi fac plan pe 5 ani, ce-i prostia asta? Păi, dacă tu nu ai nicio direcție în viață, vei fi ca frunza bătută în vânt. Și de fiecare dată când cineva are o poveste nouă, tu vei fi prinsă în povestea lui și nu-ți vei trăi niciodată viața, pentru că tu vei trăi în povestea altora. Când ai o direcție a ta, deja începi să devii conducătorul vieții tale. Și atunci femeia va aprecia mult mai mult lucrul ăsta și va veni către tine corect și sănătos. Din punct de vedere relațional, la fel, poate nu ești la nivelul în care să întâlnești acea femeie, dar măcar să-ți pui intenția, să scrii trei cuvinte pe foaie și să spui vreau să-mi întâlnesc femeia mea cea adevărată, cea care este într-adevăr jumătatea mea și viața, procesul în sine te va duce acolo.
Ultima întrebare, uite, ne scrie o telespectatoare, Camelia. Oare există așa un model de bărbat? Mă întreb doar. Știi cum zicea Rubica o joc brașoveanu într-o carte? Toți bărbații sunt niște porci. Așa zicea, supărată probabil. E o carte cu titlul ăsta. Foarte multe femei sunt supărate, doar că trebuie ca noi ca femeile să începem să vedem. Da? Iar doamna respectivă ar trebui să pună intenția să se apuce să caute pe internet, să vadă unde sunt acele tipologii de bărbați. Fie că sunt căsătoriți sau nu, dar măcar să vadă că există bărbați buni, bărbați care fac lucrurile corect și sănătos. Și ușor, ușor începând să vezi, ți se deschide orizontul și mai vezi unul și mai vezi pe al doilea și mai vezi pe al treilea. La fel și cu cuplurile. Foarte multe femei spun, eu nu știu să creez o relație de cuplu împlinită, pentru că eu n-am văzut niciodată cum se face, eu nu știu ce înseamnă asta. Și atunci am spus, ok, începe și caută modele de viață reale, de cuplu, și uită-te la ele, vezi ce fac, urmărește-le, ca să poți să-ți deschizi mintea că există și altceva pentru tine. Mulțumesc foarte mult, Florentina, pentru această seară, doamnelor și domnilor. A fost împreună cu noi Florentina Gionea, terapeut relațional. Sunt sigur că v-a plăcut, avem reacții de la dumneavoastră, căutați-o pe Facebook, aveți o dificultate, e aproape, e la niște taste distanță, căutați-o, mergeți cu încredere, are o viziune extrem de echilibrată despre lume și viață. Mulțumesc, Florentina, pentru prezența ta agreabilă în emisiunea noastră. Și eu mulțumesc pentru invitație și mai povestim că avem de unde. Mai povestim că avem și ce. Doamnelor și domnilor, mâine dimineață la ora 8, colegul meu Fabian Bevis vă invită la Mata 7. Mâine seară ne revedem la Știrea Cea Bună. Sunt Cornel Drăvășan. O seară minunată tuturor. La revedere! Acest program a fost oferit de Maurer.